Vă salut, dragi prieteni! Bine ați revenit în voliera Columbofil Junior. Astăzi o să facem un video cu trei perechi de porumbei ce urmeze să plece la un bun prieten al meu din Oltenia, un băiat cu care am mai colaborat, care a mai cumpărat păsări de la mine. Și anume am vrut să fac și acest video la rugămintea lui, să-i prezint puișorii de 2017 ce vor pleca spre dânsul la jumătatea săptămânii viitoare. O să încerc să mă apropii de ei, să nu-i sperii. Avem o pereche de rândunele de Saxonia Domino pe negru. Îi aveți aici în imagine. Acolo unde se văd petele cu negru pe culoare albă, țin să menționez că sunt pete făcute cu markerul, să-i pot deosebi mult mai ușor. Așadar, avem perechea de domino pe negru, de rândunele de Saxonia, avem o pereche de rândunele tres albastră, iarăși la fel, avem o pată acolo în vârful capului, după muscă, pentru cunoscători, este un punct făcut cu markerul. Jos avem masculul, iar sus avem femela. Puișor de 2017. O să încercăm să pun pe pauză, să-i pun puișorii jos. Am reușit să coborâm ambele perechi jos. Așa cum vă spuneam la începutul videoului, avem o pereche de domino pe negru și o pereche de tres albastră. Toți pui de 2017, pui foarte tineri. Și foarte promițători. Așa cum vă spuneam, aceste păsări o să plece în partea Olteniei, la bunul meu prieten, căruia i-am mai trimis păsări și de care eu zic că este foarte mulțumit, spunându-mi asta în comentariile pe care mi le-a lăsat și în discuțiile telefonice avute cu dânsul. Cea de-a treia pereche o să fie o pereche de rostovi pe care o să încercăm să o punem și pe aceea în video. Imediat o să le facem un video și acelora. Avem femela. Și o să încercăm să ducem și masculul lângă femelă. Aceasta ar fi cea de-a treia pereche, care în scurt timp și mai exact în câteva zile vor pleca la bunul meu prieten. Acesta a fost video. Acestea sunt cele trei perechi. Cea de rostov pe albu. Ia uitați. Și aceștia sunt dați cu markerul. În modul ăsta îmi pot da seama mult mai ușor ce perechi trebuie să trimit prietenului meu. Sper să vă placă acest video. O să vă facem un video și cu ceilalți puișori pe care îi avem aici. Puișori de 2017 din toate rasele, din cele 5 rase deținute de mine. Ia uitați-i. Dar
o să facem un alt video cu restul puiilor de 2017.